Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În spatele spiritului antreprenorial și al dinamismului, dacă te-ai născut pe 8 august, ai un simț clar al scopului, lucrezi foarte mult, ai ambiții puternice și depui eforturi pentru a obține maximum de la viață. Un lider născut și un organizator cu încredere în sine, dacă începi ceva, este aproape imposibil să te oprești. Se poate să fi trecut printr-o școală dură de supraviețuire, dar, în ciuda dificultăților întâmpinate pe calea succesului, ajungi la vârf și dezvolți în tine încrederea care vine de la atingerea propriului scop, exprimi o dorință puternică de a juca în viață multe roluri variate, nu vreau să-ți dau de înțeles că ești ca o paletă meteorologică, că treci de la un domeniu de activitate la altul, fiecare schimbare, fiecare rol nou este studiat cu atenție și, astfel, îi poate fi garantat aproape 100% succes. Poți avea o dorință puternică pentru recunoașterea profesională și ai șanse bune să o realizezi, dacă bineînțeles, alegerea carierei nu este prea sau dacă nu se potrivește caracterului tău. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc care se disting prin următoarele calități, creativitate, dezinteres, talent, abilitatea de a ierta, armonie. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, Noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, Secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este Soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și acelor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Îți place să fii în centrul atenției, dar te temi să te simți vulnerabilă în societate. Ai un simț delicat al umorului, dar uneori nu înțelegi glumele simple, mai ales dacă se referă la persoana ta. Ești inteligentă, originală, deschisă inovației. În același timp, Ești teribil de posesivă, poți deveni un tiran domestic, ești grijulie și generoasă în relațiile cu cei pe care îi iubești, dar în același timp ești sensibilă, răzbunătoare și mândră. Să te supere cineva este ușor, să te enerveze, chiar mai ușor. Tu ești uneori pur și simplu uimită de cât de bine ți-ai jucat rolul, în special privind înapoi din pozițiile tale cucerite sau după schimbări semnificative în viața ta. Fiind foarte realistă și responsabilă, de obicei începi un nou rol atunci când simți că cel precedent a fost jucat complet. Dacă ai început să lucrezi la ceva timp după nașterea copilului, sau ai decis să-ți schimbi ocupația obișnuită, ca urmare a nevoilor membrilor familiei, demonstrezi clar adaptarea excelentă la mediu. Indiferent dacă ești interpret sau creator, ești captivată la maxim de diferite stiluri și forme de autoexprimare. Dacă nu reușești să faci ceva la prima încercare, atunci cel mai adesea nu-ți pierzi mintea și pur și simplu continui la următoarea slujbă sau te întorci la acele activități pe care le-ai neglijată temporar. Cu toate acestea, tu nu admiți să-ți pierzi energia din cauza dorinței goale de schimbare sau a diversității intereselor. De obicei, dacă alegi un rol greșit sau abandonezi jocul, atunci ascult sfatul practic al celor mai apropiați prieteni și însoțitori. Ca rezultat, după ce ai cântărit toate punctele de vedere rezonabile, iei decizii independente și destul de ferme, corectând parțial sau complet situația. Pentru a fi fericită, Trebuie să aduci tot felul de diversitate în viața de zi cu zi, cu toate acestea, ego-ul tău trebuie să fie atent controlat, iar obiectivele să fie reale. O dorință puternică de securitate îți aduce stabilitate cariere și comportamentului, te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești bună, pasională, puternică, generoasă, natura ta contradictorie puternică și mândră. Este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație, tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale, cum afectează data de 8 august soartata, caracterul tău se deosebește prin versatilitate, ai tendința de a juca rolurile cele mai diverse și toate acestea nu ar trebui să fie percepute ca fiind gata servite, sau că te transformă într-o frunză în vânt. Orice schimbare și un rol nou sunt studiate cu scrupulozitate și din acest motiv îți asigură un succes de 100%. Tu ești pe deplin afectată de vocația profesională și, prin urmare, există șanse și perspective excelente în acest sens. Principalul lucru este că alegerea însăși trebuie să fie reală la început sau nu ar trebui să corespundă caracterului tău, poți fi uneori afectată de importanța și rolul tău într-o anumită afacere, dar și în căutarea trecutului, după o schimbare semnificativă în viața ta, când nu ești capabilă să te realizezi într-un anumit proiect, îți poți pierde voința și încrederea în partea ta spirituală, cu toate acestea, nu-ți poți permite să-ți pierzi propria energie pe manifestarea goală a dorinței tale, a interesului, tu ar trebui să lucrezi într-un singur proiect. Din această cauză, ești un tovarăș devotat în toate problemele, consilier de afaceri și partener, prieten excelent și rudă. Când renunți la un anumit joc, la un proiect sau la un alt scop, vei asculta, cel mai probabil, sfatul unei persoane suficientă de determinate. Aici ai nevoie într-adevăr de ajutorul unui partener în dragoste sau de viață. Tu vei lua decizia în mod independent, ceea ce îți permite corectarea situației în mod radical. Dragoste și compatibilitate Deoarece ți este greu să-ți exprimi sentimentele adevărate, uneori ești simțită rece și inaccesibilă. Cu toate acestea, Pur și simplu ai o autodisciplină puternică și ești capabilă să-ți controlezi emoțiile. Adesea poți simți un sentiment profund de, de singurătate, în ciuda imaginii unei persoane solide și încrezătoare. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea da-ți recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești disciplinată și responsabilă, în întotdeauna duci la sfârșit ceea ce ai început, nu ești înclinată să te oprești la jumătatea drumului și chiar mai puțin să te întorci din drum. Pentru tine, practic, nu există obstacole în calea obiectivului, ești capabilă să alegi intuitiv cele mai bune căi cele mai puțin spinoase și cele mai scurte. Ești deschisă la comunicare, ești prietenoasă, ai tendința să ai decizii independente, să nu asculti sfaturi și avertismente, ai tendința de a te idealiza, ești independentă, nu întotdeauna tolerantă, foarte încrezătoare în sine, încăpățânată, plină de ambiție. Poți deveni un sportiv excelentă datorită acestui spirit de competiție. Om de afaceri, cercetător, poți fi implicat în domeniul creativ, poți fi un actor talentat, un extraordinar scriitor, comic, dansator, sănătate și boli. Pentru a-ți menține sănătatea, trebuie să aderi în mod consecvent la dietă, exerciții, somn și activitate sexuală. Tu simți nevoia de autoexprimare prin corpul tău, ceea ce te împinge să te implici în sporturi competitive. Elementele esențiale ale vieții sexuale pentru tine sunt senzualitatea exagerată și afecțiunea emoțională. Problemele de greutate pot fi de obicei rezolvate prin aderarea la o dietă bazată pe prevalența de cereale, legume proaspete și fructe. Îți este recomandat un stil de viață activ cu implicarea membrilor familiei, sărbătorile, picnicurile, vacanțele. Turismul ridică vitalitatea ta mai bine decât orice proceduri medicale. Pentru sănătatea ta psihologică este necesară o comunicare constantă cu prietenii. Este important să nu te limitezi la îngrijirea frumuseții corpului. Organele interne sănătoase nu sunt mai puțin importante decât mușchi elastici și suplețe pronunțată. La nivel fizic, sistemul cardiovascular și celosos sunt un grup de risc pentru tine destinul și norocul. Universul te a înzestrat cu o voință puternică, ești intenționată, muncitoare, generos dotată cu diverse talente. Ai multe de făcut și tot ceea ce faci este ușor pentru tine. Aceasta provoacă invidia altora, intriga. Trebuie să înveți să relaționezi mai calm cu critica, să nu fii agitată, să crezi în tine însăți, în puterea și corectitudina ta. Sfaturi pentru tine Păți timp în viața ta activă și dezvoltă partea contemplativă a personajului tău. Stabilește-ți obiective realiste, nu încerca să faci imposibilul. Fii în și flexibilă. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, Regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil. Florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorită a fi ideal de mare să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile, numai exclusiv și real pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri stacojite vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume, același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante, culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă, nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine, pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări, un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou jositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.